Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, cu mare bucurie, plecăm spre Muntenegru și m-am gândit să filmez și drumul Turda Muntenegru. De data asta plecăm din Turda pentru că le-am lăsat pe fete la mama mea. Și pentru că drumul spre Grecia, filmulețul cu drumul spre Grecia a avut mare succes, m-am gândit că poate ați fi interesați și de un astfel de filmuleț. Știu că Muntenegru nu este încă o destinație atât de populară ca și Grecia, dar căutând informații pe net, mi-am dat seama că nici nu sunt foarte multe informații despre treaba asta. Așa că să pornim la drum. Avem vreo 620 de kilometri până la Zlatibor, unde ne vom opri să dormim la noapte. O să trecem frontiera pe la Oravița. Ne anunță GPS-ul că avem vreo 10 ore de făcut, să vedem dacă facem mai mult, mai puțin. Oricum, vă țin la curent cu tot ce se întâmplă pe drum. Din Turda am plecat la 11:07, eram în fața porții, da, și acum, ok, suntem deja de 10 minute și ne-am oprit la o lucrare din asta pe drum. Autostrada pe care am crezut noi că este până la Alba Iulia, de fapt este până la Aiud. Și apoi, nu știu dacă mai intrăm pe autostradă, o să vă arăt, o să vedem pe parcurs. Tocmai ce am trecut de Alba Iulia, la Alba Iulia am ajuns pe un drum ocolitor pentru că era ceva accident, nici nu știu, se lucra la drum, habar n-am. Acum am ieșit din Alba Iulia și iar un ambuteiaj, deci chiar a mers foarte greu până acum, tot coloane. Ne-am oprit puțin acum la Hațec ca să scoatem niște bani, ca să nu avem vreo surpriză să nu mai găsim bancomate sau ca să le schimb după mai încolo, mai spre vamă. Și m-a luat o durere de cap, deci nu mai pot, mă disperă. Am luat acum un Nurofen din ăsta expres ca să-mi treacă. Cred că de la aerul condiționat din mașină este așa de cald afară că eu, nu știu, de multe ori prefer să merg așa cu aerul, cu geamul puțin deschis, dar azi este mult prea cald și îngrozitor. Am ajuns destul de cu greu la Reșița. Mai avem vreo 65 de kilometri până la graniță. Și dacă tot te-am oprit într-o benzinărie, mă gândeam să vă dau câteva detalii despre partea de administrativă a călătoriei, să zic. În Muntenegru și Serbia se poate călători doar cu buletinul. Noi ne-am luat totuși pașapoartele la noi pentru că mă simt pur și simplu mai safe așa. Dar nu este absolut necesar să aveți pașaport pentru români și bănuiesc că pentru restul spațiului european, nu știu sigur, dar bănuiesc că la fel se întâmplă, puteți intra cu buletinul. Aveți nevoie pentru mașină, bineînțeles, de talon și procură sau împuternicire dacă veniți cu mașina firmei și o să găsiți informații pe net cum că ați avea nevoie de ceea ce se numește carte verde, care este un fel de RCA extins, dar cele mai multe asigurări RCA includ și aceste țări care sunt în afara spațiului european și o să vă arăt exact unde să vă uitați pe asigurarea voastră ca să vă dați seama dacă ați acoperit țările în care călătoriți. Deci, împreună cu asigurarea, probabil că ați primit și foaia asta verde. Iar aici sunt trecute țările în care aveți asigurarea RCA valabilă, de exemplu Serbia și Muntenegru sunt listate aici, astea sunt în afara Uniunii Europene, cele încercuite și o singură mențiune pentru Serbia, cum că bineînțeles e asigurată zona de Serbia care e sub controlul Guvernului Republicii Serbia, adică probabil nu Kosovo, care e o regiune, mă rog, independentă, dar nu recunoscută de toate țările. Acum mai avem vreo 30 de kilometri până la graniță și m-am hotărât să filmez puțin peisajul pentru că mi se pare atât de pitoresc și cerul ăsta albastru, senin, așa frumos. Timpul nostru de când trebuie să ajungem acolo, ora, s-a modificat, o să ajungem la 9:20 de la 7:50 de când am plecat, adică a crescut timpul încă 50 de minute. Dar ascultăm podcasturi, ne-am downloadat o grămadă de emisiuni și tot comentăm pe baza lor. Chiar una dintre recomandările unora care vorbeau într-un podcast zicea să nu vorbești despre copii atunci când ai timp doar pentru tine și partener, așa că încercăm să facem și noi asta. Și tipul acesta serios de lângă mine. Și am ajuns în sfârșit la vamă. Deci este ora 5. Asta înseamnă că am făcut exact 5 ore și 40 de minute.
Și 50 de minute pentru cât? 620 minus 283, 340 de kilometri. Și am ajuns în Serbia, am stat maxim 15 minute la vamă. Ne-au verificat și românii, ne-au verificat și sârbii. Și prima ștampilă în pașaport după foarte mult timp, de când am ieșit din spațiul european, ne-a și întrebat unde mergem, i-am zis că mergem la Butvan, Muntenegru. Faptul că am trecut atât de ușor și rapid în Serbia m-a dus cu gândul la perioada dinainte de Revoluție, când bănuiesc că mulți dintre voi știți și probabil aveți o grămadă de povești în familie și așa, că Iugoslavia, din care făcea parte Serbia, practic era un fel de tărâm al făgăduinței. Bine, asta e mult spus, dar în ideea că când încercai să fugi din România, cel mai probabil te îndreptai spre fosta Iugoslavie. Și, mă rog, erau mulți care încercau să treacă Dunărea Nord și tot felul de tertipuri din astea. Și nu știu cum, așa, parcă mi s-a făcut pielea de găină gândindu-mă la asta, că de ușor ne este nou acum. Și mă mir sincer că sunt atâția oameni și am auzit tot felul de voci din astea care se ridică împotriva ideii de Uniune Europeană, de spațiu european, dar libertatea pe care o avem nu mi se pare că poate fi comparată cu nimic și cred că merită o grămadă de sacrificii pe care le facem, poate ca și țară sau, nu știu, oricum nu mi se face foarte multe sacrificii, adică cred că am putea face mult mai mult. Dar, în orice caz, pentru mine, libertatea asta de a călători și libertatea expresiei și libertatea ideilor mi se pare ceva, un dar, la care nu aș putea să renunț de bună voie vreodată sau... Da. Ăsta este primul oraș sârbesc prin care trecem, deci este, you know, trebuie să ne punem o dorință, pentru că e prima dată când ajungem în Serbia, primul oraș sârbesc. Seamănă foarte bine cu orașelele noastre, așa, mici de provincie. Reiterează, te rog, dorința pe care tocmai ți-ai exprimat-o. Să nu facem un ban. Da, o dorință foarte inteligent pusă. Următorul oraș putea să ne punem în securitatea prima oară. Tocmai am trecut printr-un punct de taxare, cel puțin arăta ca un punct de taxare, dar ne-au dat doar carteluța asta. Și zice, ticket is valid for 24 hours, nici nu știu, urmează să plătim ceva, nu urmează. Și acum momentul adevărului, să vedem cu ce plătim. Noi avem euro, nu știu dacă merge cu cardul. Deci am avut de plătit 100 de... Cum se numesc? Verdeanu. Nu știu ce e. Banii lor. Așa, o să vedem exact cât am plătit, pentru că dacă ai un card Revolut, o să... Îți vine SMS, nu? Îți vine SMS să arate cât ai plătit. Nu, SMS, sau îți vine notificare. A, notificare în aplicație, da. Apropo, o să vă las un link în descrierea videoclipului dacă vă interesează și pe voi să vă faceți carduri Revolut. Sunt niște carduri care funcționează cumva în afara sistemului bancar. Nu e o instituție în sine, așa cum suntem noi obișnuiți cu băncile, se întâmplă totul online, dar ce e foarte fain la Revolut este că au un curs de schimb valutar foarte, foarte bun și nici nu ai comision în momentul în care scoți bani din străinătate. Și nu mai stai cu frica faptului că îți clonează cineva cardul sau îți fură cineva cardul, pentru că pe Revolut pui fix cât ai nevoie. 100 de lei, cheltui și mai pui 100 de lei și cheltui. Da, ideea e că... În cazul în care îți pierzi cardul sau îți clonează cineva, ai pierdut 100 de lei. Nu ți-a furat tot salariul. Ce vreau să vă întreb? Vreți să fac un videoclip împreună cu soțul meu? Să facem un fel de, nu știu, couples Q&A sau ceva de genul ăsta. Sau, o idee și mai bună, știți că sunt videoclipurile alea pe YouTube, deci poate să le pe mine, gen presupuneri despre noi. Și puteți să presupuneți orice, chiar asta vă invit să lăsați în comentarii, presupuneri despre noi. Și o să fac un videoclip separat împreună cu soțul meu, în care o să răspundem la presupunerile voastre, dacă sunt adevărate sau nu, sau, mă rog, să zicem și noi părerea noastră despre ele. Deci, ok, vă aștept în comentarii cu presupunerile despre noi. Este deja ora 8:30, ora României. Aici e vreo 7:30, da. Ei sunt cu o oră în urmă, au
așa am fost orar. Mai avem o oră jumătate de mers și chiar mi-am dat seama că nu am pus adresa finală a destinației noastre, adică exact hotelul la care trebuie să ajungem sau pensiunea. Și acum internetul costă 10 euro pe megabyte și vă dați seama că nu o să deschidem internetul ca să mai downloadăm ceva e-mail-uri și să plătim aici 1 milion pe internet. Sper că în momentul în care ajungem să mai dăm de vreun benzinărie pe undeva să găsim un Wi-Fi ca să ne putem conecta, sau dacă nu, old school, o să ne uităm pe hartă și o să căutăm exact strada unde trebuie să ajungem. La ce-a dat seama de fapt că eu îi trimisesem coordonatele pe WhatsApp și mesajele erau downloadate deja și zice că merge Google Maps, a fost de ajuns doar să aibă semnal de GPS ca să actualizeze traseul, deci am rezolvat. Hărțile downloadate. Faptul că am downloadat hărțile înainte, da. Ai o opțiune la Google Maps, nu știu dacă o știți, cu offline area sau ceva, o găsiți în butonul acela din stânga sus, cel puțin Android, așa este. Și acolo poți să selectezi o anumită zonă și îți downloadează harta, deci când ești la Wi-Fi și îți rămâne harta pe telefon chiar dacă n-ai internet. Am ajuns în sfârșit la cazarea noastră. Este un mic restaurant, avea să mâncăm ceva. Este ora 10, ora României. Și ora de aici 9. Foarte drăguți oamenii ăștia de pe aici, chiar deosebit de ospitalieri. Suntem acum la restaurant, care inițial mi-a spus că l-au închis, că într-adevăr nu-i nimeni pe terasa lor. Dar când am întrebat, le-am zis că ne foame, dacă putem mânca undeva în centru, a zis hai că vă ajutăm oricum. Deci chiar foarte drăguți. Și am aflat că echivalența, cursul valutar cum ar veni, 1 euro este 116 dinari, nu dinari, ce au sârbii. Și mă uitam în pre-menu, așa cam cum, care-s prețurile și foarte convenabil mi se pare. Să vă arăt un pic și eu. Uite, de exemplu, prețul la apă, la apa mică, este de 1 euro, ceva de genul ăsta, cam așa. 1 euro și un pic la apa de 0,70. Apoi eu mi-am luat acum o pleșcăviță, trebuie să-mi vină, costă 600 de dinari și asta înseamnă cam 5 euro, cam așa ceva, deci în jur de 25 de lei. Mi-am spus că oricum toate felurile principale vin împreună cu cartofi și ne-am mai cumpărat o Serbian salad, care, a cărui porție costă aproximativ 10 lei, o salată, ci că are legume și brânză. O să vedem acum când o să vină. Și Vlad tocmai s-a uitat să vadă cât facem până mâine. Și avem 170 de km până la Budva, deci puțin, dar cică 5 ore facem, deci ne așteptăm la un drum destul de dificil. Am găsit aici o mâță foarte vorbăreață. Ce mă? Ce mă, mătănelule, mă? Și este și imens. Cici. Cici. Și asta este pleșcăvița mea. Arată super bine farfuria, adică chiar îți inspiră așa. Și cartofii ăștia prăjiți golden. Salata sârbească. Și Vlad și-a luat file, care de fapt cred că nu e chiar piept de pui, ci pare ca o pleșcăviță de pui. Pleșcăviță de pui, da. Ceva de genul ăsta e. Hai, poftă bună! Și acum, înainte de culcare, să vă fac un mic tur al camerei. Villa Jovkik se numește. O să vă las linkul în descrierea videoclipului. Și nu uitați, dacă vreți un discount de 15 dolari pe Booking, să folosiți linkul pe care îl găsiți acolo. E o cameră basic. Ne-a costat 27,5 euro pentru noapte. E drept că m-a pus ceva discount pentru că sunt client din acela cu Genius, nivelul 2, că am făcut multe rezervări la ei. Măcar are papuși de casă. Și aici vă care baia. Așa arată baia. Aseară când am ajuns, ne-am dat seama că aici trebuie să fie ceva priveliște frumoasă. Nu mi-am imaginat exact cum se vede pentru că era foarte întuneric, dar într-adevăr este atât de pitoresc și frumos. Eu știam că Slătibor e o stațiune de munte, o să vedem când ieșim chiar în localitate dacă se schimbă un pic peisajul, dar așa, de fapt, niște dealuri super
line și frumoase și pitorești. Deci e atât de frumos la Zlatibor ăsta. Deci uitați-vă cum au construit aici pe lângă șosea, care oricum e cam îngustă, dar mă rog, e pe vârful dealului, o zonă de promenadă. Și pe aici seară oameni la 10, la cât am ajuns noi, mergeau și se plimbau. Așa era super frumos și cabane foarte frumos construite. Am plecat din Zlatibor spre Budva la ora 10:45 de acolo, de la cazarea din Zlatibor. Și ne zice GPS-ul că avem 5 ore și 10 minute, ceva de genul ăsta, până la Budva, în Muntenegru. Dar ne arată o mică coadă la granița dintre Serbia și Muntenegru și sper să nu pățim ca și în Grecia, unde am stat fix duminica, că nu ne-am gândit și noi acum, chiar nu m-am mai gândit, bine, oricum rezervarea era făcută, dar nu m-am mai gândit că să încercăm să evităm vămile duminica. Aproape că, ca în orice alt serviciu, duminica e la mai, cu mai puține resurse, cu mai puțin oameni și putea să se creează tot felul de ambuteaje. Nici nu e aglomerat drumul spre Muntenegru. Faza e că nici nu mai avem Google Maps, adică nu avem internet la Google Maps să ne dăm seama cum să, dacă se roșește traseul, dar mergem cu 40 de km la oră și o coloană mare de mașini în față. Cred că ne apropiem de Muntenegru. Mă uitasem pe hartă înainte să pornim și drumul spre Muntenegru din Serbia trece foarte aproape de regiunea asta separatistă, Kosovo, și care este practic majoritatea musulmană, dacă nu în totalitate musulmană. Și chiar pe aici, pe lângă, treceam printr-un sat și am văzut o moschee cu un steag musulman verde. Era probabil că este specific Kosovo, dar oricum e foarte interesant. Și chiar ziceam cu Vlad că să ne informăm un pic de istoria zonei și de mai mult de cultura ei și așa. O să ne uităm, cred, la un documentar sau să citim ceva. Am ajuns în vamă, vamă care de fapt este un singur punct de trecere cu o căsuță mică de vameș și așteptăm aici un pic în coloană să vedem. Este ora, ok, 12:30, ora lor. Asta înseamnă că am făcut de la Zlatibor la cât am plecat? La 1:30. O oră 45 am făcut. A, 12, oră mai multă. Păi la 11 plecat pe ceasul nostru. Iar de aici, de la graniță, ne zice GPS-ul că mai avem 203 km și le facem în 3:30. Apropo de ce zice Vlad aseară, că avem 170 de km, de fapt cred că a pus greșit pe GPS, altă Budva o fi, nu știu, nu erau doar 170, au fost vreo 300 de km de la Zlatibor la Budva. Pe bord, 40 de grade, nu-mi vine să cred. Mai avem 28 de minute și 28 de kilometri. Vai, deci așa parcă nu mai am răbdare. Și plus că acum, ok, a mai scăzut 36 de grade, deci totuși mai acceptabil decât 40, 41 s-au făcut la un moment dat. Dar, ultima parte grea, grea, grea. Mai avem vreo 7-8 km până la Budva, până la cazare și ne-am oprit un pic la un punct de belvedere pentru că se vede atât de frumos. Este incredibil. E foarte cald și am impresia că de asta nu se deosebește perfect linia orizontului. 36 de grade, vă dați seama, dar arată spectaculos. We'll be right back.
am ajuns în sfârșit la pensiune. E o casă nouă, așa destul de micuță, dar aici e într-un super strâmt. Noroc că avem și un magazin aproape și așa arată. Avem și parcare subterană. Acum discutăm că e destul de mică, doar 4 locuri și să vedem cum ne organizăm. Au trecut câteva ore de când am ajuns deja aici la Budva. E foarte cald, cred că 30 de grade și acum seara la ora 8. Stațiunea e foarte faină, așa la prima impresie, chiar îmi place tare mult. Mulțumim că ați urmărit filmul cu drumul, chiar a fost un drum lung, dar noroc că am fost numai noi doi, cred că dacă eram cu copii, eu l-am ras de amândoi. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un thumbs up, nu uitați să vă uitați pe linkurile pe care vi le-am lăsat în descrierea videoclipului, de care v-am spus pe parcursul imaginilor și să ne revedem cu bine. Ciao! Pa!